Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o etalare cu rune egiptene pentru a vedea ce dezvăluie runele pentru viitor. Etalarea ochiului Horus, poate știți, este considerat un simbol al puterii regale și al protecției. Este un simbol protector, aducător de noroc, de înțelepciune, de claritate, de luciditate. Celui care poartă acest simbol și se spune că dacă te folosești de puterile sale, îți poți îndeplini orice dorință, atât în plan material, cât și în plan sentimental. Se spune că acest ochi al lui Horus semnifică iluminarea spirituală și are o legătură foarte strânsă cu al treilea ochi, care este cunoscut ca ochiul interior, acest simbol, așadar, ochiului Horus. Am să fac așadar o etalare pentru viitor ochiului Horus. Și ca să fie puțin mai particularizată această etalare, am să o fac în trei variante. Vă invit să alegeți una dintre cele trei variante. Piatra 1, piatra 2 sau piatra 3, piatra mov, piatra ciorchine sau piatra albă, gândindu-vă la viitor, la ceva care vă doriți și să vedem ce dezvăluie ochiul lui Horus. Am să încep cu prima variantă, dacă ați ales deja varianta numărul 1. Așadar, ochiul lui Horus. Să vedem așadar ce spun runele pentru prima variantă. Foarte, foarte interesant, pentru că înfloriți, puteți înflori, să spunem așa. Sunteți într-o perioadă de creativitate, de reușite. Puteți să vă întâlniți destinul. Poate că v-ați gândit la dragoste, poate că v-ați gândit la a vă întâlni destinul sau a vă împlini destinul din punct de vedere profesional. În orice situație ar fi, să știți că puteți avea noroc de voi, depinde, voi vă faceți destinul, aș putea să spun. Că voi vă faceți destinul. Poate vă simțiți ca într-o vacanță, sunteți într-o vacanță, vă simțiți fericiți, vă doriți fericirea, vă doriți bucuria și o puteți avea, să știți. Totul depinde de voi. Voi sunteți, să zic așa, floarea, voi sunteți esența, voi sunteți totul, de voi depinde. Puteți avea foarte multă inspirație în viitorul, în viitor. Și la trecut, poate că deja ați primit un dar, un cadou sau ați descoperit ce har aveți, v-ați descoperit un har, să spunem așa, v-ați descoperit niște talente, v-ați pus în valoare un anumit dar, ați avut succes poate într-un examen sau într-o carieră, într-o profesie. V-ați inițiat, ați început ceva nou. V-ați dorit, poate v-ați împăcat cu cineva sau v-ați folosit abilitățile voastre, îndemânarea voastră pentru un succes, pentru o reușită. Pentru voi a venit cumva o reușită și printr-o persoană din zodia Vărsător sau Balanță. Poate pentru voi are importanță și zodia Vărsător-Balanță, ca și zodia Taur. În viitorul apropiat, în prezent, așteptați-vă să aveți un succes. Așteptați-vă să faceți cunoștință cu cineva. Așteptați-vă să vă împliniți niște dorințe. Să depășiți o perioadă dificilă, poate o perioadă de
teamă, de frică, veți avea mai mult curaj, veți avea mai multă vigoare, veți avea un spirit de inițiativă, vă apărați drepturile, vă veți apăra drepturile voastre, veți fi mai diplomați totuși, adică cu diplomație cumva vă veți apăra drepturile, veți da voce dorințelor voastre cu mai multă claritate, veți gândi mai pozitiv, veți avea mai multă forță și putere. Apar, să știți, în viitor, în prezent deja trăiți o schimbare pozitivă, aveți încredere în visele voastre, poate chiar vă doriți o relație, o întâlnire, o împăcare cu cineva, aveți o viziune, o premoniție, joacă un rol important pentru voi și zodia Berbec. Asta în prezent. Și în viitorul apropiat, așteptați-vă să schimbați niște lucruri în viața voastră, să se schimbe niște lucruri, să aveți mai multă claritate, veți avea mai multă claritate în ceea ce faceți voi. Sunt lucruri pe care le veți descoperi, veți avea putere, forță, vi se pot îndeplini dorințe, veți avea noroc și abundență, reușite în ceea ce vă doriți voi. Vă împliniți visele. Văd că aveți influența zodiilor Berbec, Săgetător. Aveți parte de bani, așteptați-vă în viitor apropiat la bani, la abundență, la creșterea puterii voastre, personale, poate, sau, mă rog, poate mai multă popularitate, mai mult succes în ce faceți. Vă îmbunătățiți viața cu ceva. Crește venitul vostru, vă crește faima. Cumva voi veți avea o putere specială, un dar special, aveți un dar special, sunteți ajutați de divinitate, aveți parcă o forță interioară, o îndemânare, un dar, un talent, nici nu știți ce forță, ce putere aveți în voi, veți descoperi poate niște talente, dacă veți înflori, că am zis aici de la bun început, a apărut această situație în care păreți că înfloriți, păreți că vă regenerați, vă refaceți, vă veți întări încrederea în voi, vă veți gestiona mai bine viața, veți lucra pe mai multe planuri, poate, sau veți avea mai mult ajutor, mai mult spor din mai multe surse, poate ajutor, sprijin, văd că vine pentru voi și ca și mesaj, să zic așa, general, care vine pentru această etalare, pentru viitor, ochiului Horus spune ca să totuși să fiți atenți, să vă luați și măsuri de precauție, că totuși cineva vă cam urmărește sau pot fi și lucruri necunoscute care trebuie totuși privite cu atenție, pentru că aveți și dușmani. Trebuie poate să vă ocupați și de sănătate, trebuie să vă luați, să vă bazați pe visele voastre, pe intuiția voastră, veți avea niște viziuni, niște revelații, poate că trebuie să vă schimbați ceva puțin în mentalitate, veți avea succes în vindecare, veți obține susținere, dar poate că într-adevăr trebuie să fiți atenți la o anumită persoană. Cineva vă ajută, aveți un prieten de nădejde, apelați la prieten când aveți nevoie, pentru că puteți primi sprijin și ajutor, dar poate că trebuie să vă aveți cu grijă și prietenii, pe de o parte, pe de altă parte să stați atenți și la dușman, să fiți vigilenți cum ar veni, pentru că intuiția vă previne, sunteți ghidați de divinitate, cumva voi aveți așa o conexiune cu universul, cu îngerii, cu arhanghelii, cu divinitatea și vă protejează, vă ajută, vă ghidează, vă vine în vise. Trebuie doar poate voi să spuneți clar ce vreți, cum ar veni rugăciunile voastre, să spuneți, să ridicați mâinile la cer ca să vă rugați și să cereți divinității să vă inspire, să vă ghideze, pentru că veți primi sprijin și ajutor poate mai mult decât v-ați așteptat sau cu multă putere, cu multă forță. Cam asta e din ce văd la varianta numărul 1. Să vedem și la varianta numărul 2. Varianta cristalului Ciorchin. Să vedem. Vedem
Cristalul Cioachine, cu ce mesaje vine pentru trecut, prezent, viitorul apropiat și mai îndepărtat-o ca mesaj. Wow! Să știți că voi puteți avea mare, mare succes, să știți, puteți avea mare victorie, poate chiar faceți vreun drum, vreo călătorie. Voi sunteți o persoană care vă place, poate, să experimentați, să spun așa. Sunteți o persoană de noroc, cu succes, să zic, cu forță, cu putere. Sunteți o persoană foarte creativă, vă doriți să continuați poate o relație cu cineva, doriți să, chiar poate vă doriți să vedeți în viitor, să cunoașteți niște lucruri, vreți să aveți continuitate în ceea ce faceți, vreți să rămâneți poate în aceeași situație, să vă meargă bine, să fiți cu putere, cu forță. Vă doriți niște experiențe pozitive. Căutați experiențe pozitive, căutați să extrageți, să zic, beneficii din situațiile pozitive. Sunteți o persoană care creați momente de abundență sau persoană care vă doriți mai multă abundență în viața voastră. Vă influențează poate zodia Săgetător, Leu sau Fecioară. La trecut ați avut poate reușite, văd aici mirosurile, parfumurile, masajul poate joacă un rol important pentru voi, uleiurile acestea de masaj. Sunteți o persoană care căutați liniște, căutați puritate, ați avut parte de o relație pură, poate de o relație frumoasă sau ați avut multă armonie, ați clarificat ceva cu cineva, ați început cumva să vă înțelegeți mai bine. Ați avut poate întâlniri plăcute, asta în trecutul apropiat, întâlniri plăcute cu cei dragi, cu familia sau cu partenerul, dacă ați avut un partener. În orice caz, vă văd aici că ați căutat să vă găsiți echilibru, să vă puneți în pace cu voi, cu ceilalți, să căutați armonia. Poate ați primit și vreun cadou, un parfum bun, să zic așa, vine din trecutul vostru apropiat. Aveți poate influența zodiei și Fecioară și Balanță. În prezent și voi puteți avea forță, putere, o prietenie cu cineva. În prezent păreți o persoană care căutați fidelitate, căutați prietenie, căutați să aveți un prieten poate sau să vă susțină persoana iubită, să aibă încredere în voi, vă căutați această încredere în voi, căutați să vă vindecați, poate, căutați să... Poate că unii dintre voi și vă doriți în prezent să conduceți ceva, să clarificați ceva cu cineva, să vreți să fiți siguri de ceva, să vă simțiți în siguranță, să vă simțiți că persoana cu care sunteți sau pe care o doriți în viața voastră vă dă siguranță, vă dă stabilitate. Aveți influența zodiei Pești, puteți obține susținere și ajutor și chiar succes dacă sunteți într-o problemă de sănătate și ați găsit deja un medicament care să-l folosiți sau, nu știu, faceți vreo cură pentru vindecare, să știți că aceasta poate fi de succes. Și în viitor apropiat, așteptați-vă să rezolvați multe probleme, să aveți niște întâlniri poate importante, aflați niște secrete, puteți avea multă bucurie, multă veselie, poate chiar niște petreceri, vă puteți împlini niște dorințe, sunt speranțe, trebuie să vă păstrați speranța că puteți primi ajutor. Pot apărea niște oportunități care poate vă neliniștesc ele, dar după ce treceți de această, e ceva ca și cum n-aș ști ce se întâmplă, dar dacă vedeți oportunitatea, vă poate aduce bucurie. Trebuie să vă doriți binele, atât vouă cât și celorlalți. Veți trăi frumos, puteți trăi frumos, puteți să vă împliniți niște vise, niște dorințe în viitor apropiat, să știți. Și ca și sfat este să aveți curaj, să nu vă fie teamă, să aveți încredere în voi, să fiți cu înțelepciune, cu diplomație, văd că sunteți foarte creativi, vă veți pune poate mai mult în valoare creativitatea în viitor,
ca să puteți să învingeți, veți avea parte de abundență, să știți. Veți avea parte de bogăție, de oportunități bogate, de prietenii bogate sau prieteni bogați, persoane cu bogăție. Puteți avea parte de viață lungă sau începuturi noi. Vă veți folosi mai mult, mai bine, poate, atât creativitatea cât și darul vorbirii, poate. Puteți da viață la noi idei, veți fi mai inventiv, poate mai creativ, vă faceți planuri noi, vă urmați visele. Poate că asta trebuie să fie pentru voi, să vă urmați visele, să nu dați înapoi, să aveți mai multă încredere în sine, chiar aveți influența zodiei Berbec. Cam asta e ce văd și la varianta numărul 2. Haideți să vedem și la varianta numărul 3, piatra albă. Deci, aceste simboluri runice care au ieșit vă pot aduce noroc, sunt ca niște talismane. Runele au fost considerate talismane și simbolurile acestei sisteme runice pot fi niște talismane. Haideți să vedem la varianta numărul 3, piatra albă. Wow, voi sunteți o persoană care vă place să socializați, probabil, vă place să cunoașteți persoane, aveți inițiativă, sunteți foarte creativi, inventivi, doar că poate trebuie să vă puneți mai mult în valoare, să aveți mai mult curaj, mai mult spirit de inițiativă, să vă puneți în valoare, să vă duceți ideile până la capăt, să luptați pentru drepturile voastre, să dați voce dorințelor voastre mai clar, să gândiți mai pozitiv, să nu vă fie teamă, să faceți schimbările necesare, să zic așa, aveți influența zodiei Berbec. Puteți avea și vise profetice, voi poate. Și în trecutul mai apropiat, ați fost foarte fermecătoare, să zic așa, ca persoane, foarte atrăgătoare sau v-a încântat cineva, o doamnă, poate că a avut o importanță față de voi. Ați avut niște revelații, poate a apărut și un copil sau copiii pentru voi joacă un rol important, fidelitatea. Ați luptat pentru niște cauze speciale, poate, sau ați început ceva nou din punct de vedere profesional, ați fost mai creativ, v-ați căutat să vă îmbunătățiți, să vă căpătați încredere în sine, să vă căutați un sens. Ați avut niște beneficii, vi s-au recunoscut poate niște merite, cineva și-a arătat devotamentul față de voi, sau voi ați fost considerate, sunteți considerați o persoană foarte devotată. Și în prezent văd că sunteți foarte răbdători sau asta trebuie să fiți aici cumva, aveți aici un simbolul Sfinxului, așa cum e Sfinxul care rezistă, trebuie să rezistați cu alte cuvinte în prezent, să aveți încredere, răbdare, pentru că puteți avea succes, puteți descoperi secrete, puteți avea viață lungă, știți cum e, dacă nu te grăbești, să ai răbdare, ai putere, ai forță. Cumva simți cumva niște schimbări în univers, percepi emoțiile tale, le percep. Dacă ai încredere în emoțiile tale, dai seama. Ai niște revelații, ca te înțelepțești, poate că studiezi, poate că vrei să dai niște examene, să studiezi. În orice caz, ai o înțelepciune, ai o forță, ai o putere mai specială. Și în viitorul apropiat așteaptă la ceva bun, la ceva frumos, parfumul, ceva care e frumos, mirositor, să zic. Pentru voi, la această a treia variantă, viitorul are miros de parfum, de un parfum special, un parfum scump, cum se spune. Deci aveți un succes, aveți o reușită, puteți să vă așteptați la ceva foarte bun, într-o relație, poate, sau chiar primiți vreun dar, poate chiar primiți vreun parfum. Este foarte posibil și acest lucru. Veți avea parte de claritate, de liniște, de puritate, de sentimente sincere. Veți face pace cu cineva sau cu voi, poate. Veți fi mai împăcați așa, într-o armonie și cu ceilalți. Vă veți apăra mai drepturile. Veți ține la parfumul vostru, cum se spune. Veți face clarificările necesare pentru ceea ce ai nevoie. Cumva vei obține ceea ce îți dorești și dacă ai răbdare și nu te mulțumești cu
puțin, nu te mulțumești cu orice, ci îți revendici drepturile, să zic așa, spațiul tău. Poate că va trebui în viitor cumva să-ți cauți un spațiu al tău în care să fie, să-ți cure spațiu. Chiar poate trebuie să-ți faci o astfel de, cum se zice, să miroase frumos unde stai, așa și gândurile tale să aibă un miros frumos, ca și sentimentele tale, ca și spațiul în care locuiești, locurile pe unde te duci, cumva așa, este o situație de clarificare, de purificare, de revendicare a spațiului, să zic așa, personal. Vei căuta mai multă intimitate, poate că îți vei pune dopul la parfum, să nu mai iasă parfumul, nu oricine trebuie să-ți miroase, cum se spune, parfumul. Deci văd că viitorul va fi frumos, armonios, dar ține foarte mult de tine pe cum îți cauți această situație de calmitate, de liniște, de puritate, de intimitate. Și ai nevoie de sinceritate și un prieten. Ai nevoie de un prieten sau să fii mai prietenoasă, mai prietenos, dar cu cine trebuie, pentru că posibil să ai și parte de dușmănii. Deci de aceea trebuie să fii cumva prudent în viitor, pentru că pot apărea niște situații, să zic așa, secrete, persoane care poate nu-ți dezvoltă niște secrete, ai influența zodiilor pești, văd aici, ca și influența zodiei fecioară balanță. Și ai nevoie de a te vindeca, poate, de a te elibera de niște frici, de niște temeri, de a căuta să te protejezi de ceea ce te lezează, de ceea ce îți invadează spațiul tău, de ceea ce nu ți este benefic, să obții mai multă susținere, mai mult ajutor, mai mult sprijin, poate că ai nevoie de ajutor și îl vei cere, vei găsi un prieten cu siguranță. Cumva o clarificare o faci, că nu degeaba v-ați ales acest cristal alb. Cam asta din ce văd în viitorul apropiat, așa ce spun runele egiptene ocului Horus. Eu sper că ce am văzut de bine să fie de bine. Vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!